doi tineri din Sebe județul Alba ce au comis o infracțiune calificată dintr-un local public din municipiu vor fi cercetați în stare de arest preventiv Față de cei doi tineri judecătoria Sebeș a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile Față de cele două persoane, judecătoria Sebeș a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Se pare că în data de 10 februarie, cei doi tineri au pătruns prin efracție într-un bar din municipiul Sebeș și au sustras mai multe bunuri din inox. Cu ocazia percheziților, polițiștii au reușit să obțină probe în dosarul penal în ceea ce îi privește pe tineri. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, precum și pentru stabilirea întregilor activități infracțiunii. Aceștia au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore.